La ce să ne așteptăm la personajul dumneavoastră? La o surpriză, dar nu spun care. Luminița schimbă puțin direcția. E cazul, e timpul. Observ că la mai multe personaje sunt așa răsturnări de, de situații. Da, păi asta e farmecul acestui serial, că atunci când te aștepți să se întâmple ceva, pac, se schimbă macazul. Asta îmi place și mie și uneori prefer să uit ce am citit ca să am surpriză când văd. Dar aveți momente când s-a terminat ziua de filmare, dar vreți să vedeți mai departe cum continuă povestea și să stați pe scenariu, să-l vedeți acolo? Absolut, absolut. Am pierdut multe nopți când trebuia să mă scol la 4 dimineața, că aveam filmarea a doua zi și nu am mai dormit pentru că am citit. Departe. N-am putut să las. Și cum funcționați după o noapte nedormită? Am experiență, am meciuri în picioare multe. Din ce în ce mai greu, că vârsta spune cuvântul, dar uite, încă mai țin. Adică dacă, uite, de curând nu am dormit vreo 5 nopți. Așa, la modul o oră, o oră jumate și aia chinuită. Și după aceste 5 nopți am căzut și am dormit o noapte blană, așa, până pe la prânz. Și după aia, a doua zi, parcă aveam terebentina, așa eram, deci nu stăteam în locul nicio secundă. Mi-au energia, nu știu de unde. Mie îmi place să muncesc, adică îmi place ce muncesc, îmi place să muncesc cât mai mult și când muncesc nu sunt obosită, când stau degeaba sunt obosită. Deci așa e firea dumneavoastră, dar mă așteptam să-mi spuneți, nu știu, că consumați foarte multă cafea ca să aveți energie după nopți de... Eu cafea de când mă știu. Deci, practic, cred că și în biberon eu am avut cafea. Nu, așa mă știe toată lumea cu cafeaua lipită de mână. Ea, ca atare, nu mai are niciun efect. Deci eu, înainte de a mă culca, îmi fac o cafea. Așa, un ritual. Vă place gustul ei? Îmi place cafea, adică nu mai e ceva... Sunt dependentă de ea. Și nu concep, adică, dar n-are niciun efect, adică beau cafea și dorm, n-am nicio problemă. Sunteți o actriță foarte bună, talentul dumneavoastră este recunoscut de toată lumea și apreciat. Dacă nu ați fi ales meseria asta, din ce ați fi reușit să câștigați bani, să vă întrețineți? Pentru că am impresia că mai aveți și multe alte calități. Eu am vrut să mă fac medic veterinar. Asta am vrut eu inițial să mă fac. Sau inginer zootehnist, în orice ca ceva legat de animale. Probabil că dacă aș fi fost inginer zootehnist, aș fi avut din ce trăi. Dar dacă aș fi fost medic veterinar, cu siguranță aș fi fost cel mai sărac medic veterinar din România.